Conto, dreapta! Thank you.
acolo, te rog frumos. Da, da, da. Veniți mai în față, veniți mai în față. Nu, ce? Să nu mai vorbim. O să dea declarație. Nu, camera aia pleacă de acolo, te rog. Suntem în direct. Suntem în direct, merge, merge. Și la Agro TV. O investiție foarte importantă. Putem vorbi de agricultură ca de un domeniu strategic pentru România și cred că acest moment este un moment foarte important, un moment istoric, pentru că după 1989 încoace niciun guvern nu s-a gândit să introducă irigațiile pe canalul Siret-Bărăgan. Vreau să-l felicit pe domnul ministru al agriculturii și pentru această inițiativă și pentru faptul că, conform programului de guvernare, încearcă să asigure irigații pe o suprafață cât mai mare. Am vorbim acum de 1.200.000 de hectare. Până în 2020 vom ajunge la 2.000 de hectare, așa cum am promis și vrem să ne ținem de cuvânt. 2 milioane de hectare. Deci 1.200.000 de hectare până în 2020, 2 milioane de hectare. Așa cum am promis, așa în programul de guvernare, vrem ca acest lucru să devină realitate. Vor continua investițiile în acest canal, iar are o lungime de 200 de kilometri în total. Avem acum 3,5 kilometri, vom merge până la 7 kilometri și încercăm să continuăm investițiile, pentru că atunci când pornești ceva, trebuie să duci și la bun sfârșit. Înțeleg că deja două asociații de fermieri au început irigațiile, se irigă 3.000 de hectare. Deci este un început, un început promițător care trebuie continuat. Nu putem vorbi de eficiență în agricultură, de competitivitate, fără a avea irigații. Și cred că acest lucru este important și este apreciat de către fermieri. Reporterii mai stânga. Claudiu, câte hectare se irigă aici cu acest lucru? E un început. Câte? Telefonul ăla. 3.000 de hectare, i-a spus domnul. 3.000 de hectare. Canalul are o lungime de 7 km. Am mers pe să-l curățim, să-l reabilităm, să-l impermeabilizăm pe o lungime de 3,5 km, pentru că aici s-au format cele două asociații de utilizatorilor de apă care deja organizându-se pot să irige. O să mergem să vedeți o instalație de irigat. Practic, apa din canalul Siret ajunge la plante astăzi. Cât a fost investiția? Sigur, aici investiția este undeva la 1 milion de lei ce am făcut până acum. E un program în detaliu construit, în așa fel încât să ajungem la finalitatea lui pe partea dreaptă a canalului Siret. Pentru că observați două lucruri aici. Pe de o parte, infrastructura principală, care înseamnă canalul Siret-Bărăgan, care are o lungime de exploatare, deci practic este funcțional, cu un dop la kilometru 5700, iar la 5200 este această gură de aspirare, care a fost proiectată și introdusă în stația de repompare 5 de la Haret, stație care, după cum v-a spus domnul director, n-a funcționat niciodată. Ea a fost doar în probe în momentul în care s-au terminat lucrările respective. Iată că după atâția ani de zile ducem apa de pe Siret la plantele din Vrancea. Vrancea este o zonă extrem de secetoasă. Aici este practic un pol al secetei. Potul Carpaților. Exact. Și din nefericire aici se întâlnește și seceta, se întâlnește și fenomenele extreme, căderile de grindină. Nu întâmplător, aici există și unitatea de comandă privind combaterea grindinei în zonă, știindu-se că Vrancea este județul cu ponderea cea mai importantă în viticultură. Sunt bani pentru oaiuri, domnule ministru? Evident că da, că aici sunt două direcții de acțiune. Prima direcție de acțiune este aceea pe infrastructura statului, înțelegându-se aici stațiile de pompare și canalele de distribuție, unde prin Programul Național de Investiții, prin guvern s-a alocat 1 miliard de euro pentru executarea acestor lucrări, deci punerea în funcțiune a stațiilor, decolmatarea, curățirea secțiunilor de scurgere, reprofilarea canalelor acolo unde trebuie și din fericire trebuie, pentru că în această rețea de irigații până în 1989, lungimea acestei rețele de irigații, dacă pui canal lângă canal, înseamnă drumul de aici până la Berlin și înapoi. Este o investiție extrem de mare și de importantă pentru țară. A doua direcție pe care noi acționăm este direcția privată, adică sistemele
sistemul secundar de irigații care se află în proprietatea fermierilor, care s-au organizat în asociații și prin Planul Național de Dezvoltare Rurală. Avem 435 de milioane de euro care vor fi puși în mișcare pentru proiectele care se vor crea în zonele acestea, în așa fel încât, odată cu sistemul principal, să putem să punem în funcțiune și sistemele secundare și, ca o noutate, pentru că noi am, prin decizia pe care am luat-o în guvern, de a modifica Planul Național de Dezvoltare Rurală în sensul de a putea da posibilitatea ca din banii europeni până la 30% din acești bani să-i putem folosi pentru procurarea instalațiilor de irigat, în așa fel încât, odată plecată apa pe canal, să ajungă și la plantă. Cât bani s-a cheltuit până acum din viața la de euro? Nu, prețul apii este... E gratis? Da, e gratis. E gratis. Este văzut în programul de guvernare. Cât bani s-a cheltuit până acum din miliardul ăla de euro? Alocat, sigur, sunt câteva sute, 70 de milioane de euro, dar gândiți-vă că este începutul lucrărilor și de aici încolo banii se vor consuma pe măsura efectuării lucrării și recepția lucrărilor. Sunt o serie întreagă de lucrări care nu sunt recepționate, iar plata lor se va face evident la recepția lor. O să aveți... Ați afirmat recent că acest canal nu reprezintă o prioritate, că sunt luat între timp prioritățile? Da. Sigur, dumneavoastră nu speculați spusele, pentru că un inginer agronom se gândește tot timpul ce înseamnă să aduce apa la plantă. A spus-o foarte clar că acest canal, vorbind de canalul... Uitați-vă la camere, vă rog. Până la Siret Bărăgan, înțelegând ce 190 de kilometri, pentru executarea lor nu au fost prevăzuți bani în buget. Însă am prevăzut bani în buget pentru a duce apa la plante pe porțiunea în care acest canal a fost finalizat. Iată că pe distanța aceasta de 5,7 km există posibilitatea să distribuie apa. Evident, acum există și posibilitatea prin investițiile pe care le-am avut ca să ducem apa la plante. Eu mă bucur foarte mult că în sfârșit strigătele mele au fost auzite de guvern. În ceea ce privește canalul Siret Bărăgan, duceți-vă aminte că încă din perioada guvernului PSD am cerut ca acest proiect, acest canal să intre la marile proiecte. Din fericire, doamna prim-ministru și domnul ministru Daia au fost foarte receptivi și iată că am făcut primul pas istoric în ceea ce privește polul secetei din România, aflat la Cotul Carpat. Aici e cam întreaga suprafață este afectată de secetă atunci când nu avem irigații în acest punct de vedere. În altă ordine de idei, eu solicit domnului prim-ministru și încurajez guvernul României să găsim o soluție definitivă ca să finalizăm această mare investiție care va rezolva pe definitiv problema irigațiilor în agricultură în această zonă a țării. Deci canalul Siret Bărăgan. Merge bine? Merge cam tare. Eu merge foarte bine și cred că acest lucru îl văd cel mai bine fermier. Mulțumesc și eu. Vom face o evaluare, se face o evaluare săptămânală, atunci când vom vedea că cineva rămâne în urmă, vom încerca să-i impulsionăm ca să-i ajungă în urmă pe ceilalți. Deci nu, nu s-a pus încă problema pe care O să facem o evaluare la un an jumătate de guvernare, vom face o evaluare a guvernării și atunci vom vedea rezultatele guvernării pe fiecare minister în parte și, bineînțeles, pe ansamblu rezultatele guvernării și al guvernului. Pentru urmă, și această reformă a pilonului de greană și a ajuns în discuție, dacă pot să vă întreb aici, opțional, neopțional, înțeleg că până la urmă totuși nu vrea să aducă acea măsură. Deci, în niciun caz nu se pune problema desfințării pilonului 2. Vreau să fac această precizare din start. În altă ordine de idei, da, sunt discuții ca pilonul 2 să fie opțional, dar încă nu avem o modificare certă, nu am văzut această modificare, deci nu pot să dau amănunte referitor la acest lucru. Ceea ce pot să spun cu certitudine este că pilonul 2 nu se desfințează pentru a nu crea îngrijorare. Deci, e deja luată din...
ați obținut, de-aia vă întreb și vă... Eu încă nu am văzut acest proiect, după ce o să văd acest proiect, o să... N-are microfonul acolo. Prim-ministru, Consiliul Fiscal spune că nu sunt bani pentru salarii și pensii până la sfârșitul anului. Avem o lege a bugetului care a fost adoptată în Parlament, promulgată de președintele României. Am prevăzut acolo toate creșterile salariale, deci nu sunt motive de îngrijorare și chiar aș ruga pe toată lumea să nu mai scoată în spațiu public asemenea lucruri, pentru că aceste lucruri creează îngrijorare și nu cred că este cazul ca să îngrijorăm oamenii că nu-și primesc pensia sau nu-și primesc salarii. Sunt bani de salarii și pensii. Mă uimește acest lucru pentru că domnul președinte a promulgat legea bugetului și acolo sunt bani pentru salarii și pensii. Deci nu văd de unde această îngrijorare. Dar mă rog, poate domnul președinte o să dea mai multe explicații legate de acest lucru. Eu ceea ce pot să vă spun în calitate de prim-ministru este faptul că sunt bani de salarii și pensii. Nu ați avut niciodată reprezentat. Nu am discutat cu președinte. Nu am mai discutat cu președinte. Ce înseamnă un program pentru români care vor putea să creadă credite? Da. Crește în condiții preferențiale de până zero și plus de asta credite de ambasare la bună și de 10 ani. Spuneți-mi de unde vin până la urmă acești bani și de unde vor putea fi luat, de la toate băncile, de la ce? Deci acești bani sunt de la bănci. Statul plătește dobânda de 6%, 80% garantează statul, 20% persoana, dacă este angajată, tânărul între 16 și 26 de ani, pentru creditul de 40.000 de lei, sau între 26 și 55 de ani pentru creditul de 35.000 de lei. Deci 20% de către creditor sau un codebitor, dacă persoana nu este angajată, și dobânda este plătită de stat. Ceea ce condiționează acest credit este legat de faptul că respectivul trebuie să urmeze cursurile unei facultăți sau să urmeze cursuri pentru reconversie, cursuri de perfecționare, deci trebuie neapărat să fie legat de urmarea unor cursuri. Eu sper ca de acest program să beneficieze cât mai mulți tineri, pentru că acești bani pot fi folosiți în educație, pentru plata cursurilor la facultate, pentru materiale didactice, pentru calculatoare, pot fi folosiți în sănătate, pentru medicamente, pentru operații, pot fi folosiți în cultură, în sport, deci o paletă largă de domenii în care pot fi folosiți acești bani. Vom vorbi în ședința de guvern despre acest lucru și eu sper ca acest lucru să fie atractiv pentru cât mai mulți tineri din România. Deci, dar respectivă nu este angajată, pentru cei 20% are nevoie de un codebitor. Alex, mai mișca microfonul. Dacă avem toate avizele pentru săptămâna aceasta, dacă obținem toate avizele de la toate ministerele, vom ieși cu el săptămâna aceasta, dacă nu, săptămâna viitoare. Deci, și când ar urma să intre în funcțiune? În jur de un miliard, dacă nu mă înșel, nu știu exact suma lei. Nu știu exact suma, dar știu că în jur de un miliard de lei. Doamna prim-ministru, când ar urma să intre în funcțiune acest program? Deciziile CCR nu se discută, sunt suverane, ele trebuie să aplicate. Deci nu am ce să comentez legat de acest lucru. Emoția de cenzură, aveți vreo emoție? Nu am nicio emoție. Cred în colegii parlamentari, cred în telefonul mai într-o parte, te rog. Și cred că atunci când vorbim de democrație, trebuie să avem în vedere, în primul rând, votul românilor, care au votat o coaliție de guvernare, care au desemnat un guvern care trebuie să pună în aplicare programul de guvernare. Nu am emoții. Nici măcar pe acest lucru să se nu vreau să vorbesc despre plecările din PSD, o să-i judece românii, nu vreau să-i judec eu, dar ați văzut că au fost și telefonul, de PSD, puțin deci nu ne pune problema acestei moțiuni, că va fi negativă pentru noi. Mulțumim frumos! Toate cu toate la București! Mulțumim frumos! Presa la și cu microfon, și cu telefon, cu toate.
kilometri. 7 kilometri și jumate prin ce? Da. De următoare comisie, știți care e? Să ne organizăm. Exact, cortul ăla. Dacă vă organizați. Noi ne organizăm. Ca să nu ducem apa degeaba. Dumneavoastră ați promis că vine apa pe canal. Eu am promis că ne organizăm. Exact. Dumneavoastră v-ați ținut de cuvânt, m-am ținut. Foarte frumos. Foarte frumos. E și bine să vină oameni serioși. Da. Da. Câte aveți aici? Deci aici sunt doi tamburi, am mai adus încă doi. Bravo, pentru că... Asta un pic cotonă, dar să știu... Porumbul este... E 16 tone de porumb. Nu știu dacă ar fi 16 tone, dacă ziceam de la început. Eu zic că e... Este puțin cam prezint. Dar e bine. Dar e bine. Nu ar fi 16 tone. Dacă ne organizăm din timp, ar fi și 16 tone. Cum arată porumbul acum, vreau să vă spun că e una din suprafețele cele mai... bune din punct de vedere vegetativ, pe care eu le-am văzut în țară. Da, este adevărat. Da, și densitate verde că aveți, unicornitate că aveți, foliaj la porumb există. Îi dați apă acum, are hrană, că văd, îi văd culoarea și o să mai puteți să-i mai dați dacă aveți cu ce și sigur să aveți cu ce. Și atunci nu e niciun motiv să nu sperăm la producția aceasta, dar fiind faptul că fac că apa era factorul limitativ. Deci noi practic am făcut cam tot ce trebuia făcut. Asta e apa. Excelent. Acum avem și apă. Este un lucru deosebit, vă spun. Nu venea să cred că ne-am vorbit alaltă ieri apă. Microfonul pe unul. Înseamnă că acum a venit la producția. Da, trebuie să ne organizăm. Presupune o organizare bună din partea fermierilor, a tuturor fermierilor, să ne organizăm, să ne dotăm cu echipamente necesare, să putem, pentru că fermierii din zonă, dacă nu au avut irigații, nu sunt. Vedeți, dar acum și pe 4, programul 4-3. Și 4-3, acum că am modificat PNDR-ul, să putem să luăm 30% din sumă pentru procurarea de... Utilaje de irigații. Exact. Da, echipamente pentru irigații. Dar eu nu pot să... Asta este și organizarea. Absolut. Asta este viitorul. Adică, să personalizare, nu avem ce putem să facem investiții. Suntem organizații, știm să ne organizăm, avem și experiențe, mai avem niște organizații pe care le-am lansat în zona de irigațiile, le funcționează. Deci avem puțină experiență și credem că nu putem. E treaba în regulă cu agricultura în județul ăsta, doamna. Are și o fermă pe care vrem să o vedeți, doamna primăvăstră. Este o fermă pe care eu am văzut-o. Ce bani de fapt asta cu roșu cam? Da. De două. Odată în toamnă și odată în... Exact. Așa și merită să vedem. Într-un concept nou, în care înseamnă o colecție de soiuri cu perioade de coacere diferite, că se realizeze un conveier de fructe în așa fel încât să aibă și posibilitatea de valorificare, a investit într-un depozit inteligent, un depozit inteligent unde temperatura constantă se păstrează pentru fiecare palet, da, pentru fiecare palet în parte, în așa fel încât să aibă tot timpul fructe proaspete. Haideți să le vedem. O să le vedem, numai de asta. Noi lucrăm în administrație, vorba vole în scripta mare. Corect, domnule. De acord. Hectare inițial, 4 hectare de cireș, 4 hectare de afin și 4 hectare de nucă. Cele 4 hectare de cireș sunt cu material săvitor din Olanda, sunt 5 soiuri, o colecție de 5 soiuri. Ele sunt eșalonate începând de la sfârșitul lunii mai până la 10 iulie. Exact ce vă spunea domnul ministru, în ideea de a avea posibilitatea să recoltăm și să oferim pieții pe o perioadă cât mai lungă. Având și depozit, putem să mai prelungim perioada de păstrare încă 2 săptămâni de zile la cireș. La afin se poate prelungi perioada de păstrare încă 8 săptămâni de zile. Exportați cireșele? Exportăm cireșe, deci dăm și pe piața internă, în primul rând pe piața internă și exportăm. Am exportat și în anii din urmă, în Olanda, în principal, cei care
cu care colaborăm, cu care avem relații comerciale, dar avem relații comerciale cu toate rețelele de supermarketuri din România. Ce suprafață aveți, domnul Scutaru? 4 hectare în 2011, iar în 2016 am înființat încă 10 hectare de cireși. În total sunt 63 de hectare. Sunt 30 de hectare de nuc, sunt 14 hectare de cireși, 17 hectare de afin. Vă extindeți? Da. Dacă reușim să facem față cu forța de muncă, pentru că e o mare problemă, dacă se modifică legislația și se lucrează. Ieri am discutat și la minister, am fost la minister, am făcut propuneri să modificăm legislația pentru că e o problemă. Putem ieși și la export? Franța poate ieși. Da, bineînțeles, dar ieșim, deci suntem la export. Sunteți deja, suntem, da? La export. Mergem să vedem mai repede. Asta este un fel care îl recoltăm în ceva dată de vicină. Asta de iunie. Da, asta este un fel care se recoltează în 25 iunie. Vreau 5 iunie. Deci avem 5 iunie, Regina, Cordia, Carina, Burlac și Sanu. Că e românești? Nu, pentru că la momentul când am plantat noi, nu exista material săritor în România. Acum este. Abia acum. Asta este un toi. Tot olandez. Da, da. Sunt uniforme. Trebuie să avem grijă să le dăm apă, pentru că este o perioadă secetoasă, umiditatea relativă în aer este foarte, foarte scăzută și trebuie să fim foarte atenți zilnic să le oferim apă. Apa irigare este prin picurare, le dăm în două, trei reprize. Pot fi gustate, nu? Pot fi gustate? Nu sunt coapte. O să avem și pentru gustat. Dacă doriți, mergem puteți gusta. Nu e niciun fel de problemă, dar nu sunt coapte. Nu puteți gusta, nu. Nu înseamnă că... Avem și un soi care este în apropiere de coacere, mai încolo, dacă o luăm. Și ați recoltat deja? N-am recoltat nimic. Ne pregătim de recoltat în zilele de pentru că nu avem... Plantația de apă. Vreți să mă înregistrați? Da. Bine, înregistrați-vă. Am avut o perioadă și de luna aprilie, am discutat noi. Da, polemizarea nu s-a făcut. Nu? Știți că am văzut atunci când era în perioada. Exact, exact. Da. Albinele ieșeau din scurt, făceau 2-3 metri și se întorceau înapoi. Așa. Din cauza vântului. Schimbările climatice, provocarea. Da, avem multe vreme. Puteți să mergeți cu scara rulantă. Am băgat și castră. Dar n-au viteza dumneavoastră. O să aibă viteza mea dacă... Dacă merg cu mine pe teren, învăț. Aveți viteză cumva. Nu știu ca o Ferrari. Nu știu dacă... Nu știu ca Ferrari, dar sunt fierbătut. Nu sunt.
Aia un pic. Să... Da. Trebuie să se înnegrească. Să acumuleze zahăr. Iar în perioada aceasta, cel puțin 2-3 zile, ele cresc în dimensiune destul de mult. Da. Au crescut și microfoane aici. Da. Să nu le lăsați pe aici, gata. Nu, nu, nu. Nu vorbim mai mult. Să vedem asta. Am avut un program în 2016 pentru 10 hectare de pachinoc, este făcut cu bani proprii și a fine din 16 hectare, 13 hectare tot cu bani proprii. 43, nu? 2. Bani proprii, credite din bănci. Care vor deveni proprii. Care? În timp. Aici am ajuns în zona de afin. Da. Aici este afinul, este 2011 plantat. Este un soi tardiv. El ajunge la maturitate de-abia la sfârșitul lunii iulie. Se recoltează august și o parte din luna septembrie. Avem și soiuri care, la care vom intra la recoltat, probabil în jurul date de 20 iunie, cel mai devreme, 20 iunie. Recolta iunie, iulie, august și o parte din septembrie. Și înțeleg că pe urmă le mai puteți ține 8 săptămâni. Putem să le ținem în depozit aceste soiuri. Și tot pentru export sau și pe piața și românească? Și la export, am dat și pe piața internă. A început și la noi consumatorii să dea de gustul afinilor și a crescut consumul de la an la an. Sunt niște principii foarte bune. Dacă intră fiecare, dacă intră și citește ce principii la afine, sunt principii deosebite pentru sănătate. Sunt bune cu înghețată. Cu de toate, papanași și proaspete. Și... Nu v-ați gândit să faceți și ceva pentru prelucrarea la lor? La afinată nu m-am gândit. Deocamdată nu, pentru că ne-am axat pe producție. Nu ne-am gândit. Ce cade la sortare, avem în județ aici procesatori, avem procesatori de aici. 15-20% cad la sortare. Cât e câștigul de pe un hectar de afin? Ce a spus? Cât e câștigul cu fermierul de pe un hectar de... Dacă ajung la maturitate și realizăm producția pe care trebuie să o dea, există un câștig de 5-6-7 mii de euro pe hectar. Deocamdată n-am ajuns. Deci n-am ajuns încă în faza în care să avem, pentru că tot am investit. N-am... Oricum ați făcut o treabă excepțională. Felicitări. Da. Și este făcut doar pe dumneavoastră sau este tot așa o asociație? Nu. Este pe o societate pe care o administrez. Este făcut... Tipul Comcerel, nu? Nu. A, pagru. Este o societate nouă. Nu e nouă, e din două. Domnul Scutaru are o vastă experiență din trecut, pentru că știți foarte bine. Cel mai bine este să te bagi în ceea ce te pricepi să faci. Deci agricultor de mult. 42 de ani. Da, totuși e ceva nou faptul că și soiurile s-a dus de afară, necesită o îngrijire aparte și cred că nu este chiar așa de facil, doar udată și este foarte multă muncă manuală. Culesul este manual. Abia și la acum, fine tot manual, nu? Manual. Abia acum încercăm să găsim varianta de recoltat mecanic, tatonăm posibilitate, dar e dificil. E multă muncă. E ca și în zootehnie, ca și în legumicultură. Iar arbuștii sunt cime grise, e greu de recoltat. Agricultura e treabă grea, cum simt. Dar și satisfacțiile sunt mari pe mine.
asta, tot ce am făcut, am făcut dintr-o dorință de a face și altceva în afară de... L-am învățat acum așa, l-a dus a fost mai greu, l-a învățat și bă, dată-l. Haideți-mi poți nu știu. Am cerut contextul în care am fost în care am fost în care am fost la 10 tone, iar la patine, estimăm tot 10 tone pe hectare. Dacă avem 4 hectare pe loc, înseamnă 40 tone, dintr-o la cireșa, sunt 17 hectare, mai avem de făcut investiții, pentru că ca să mergi cu fluxul până la capăt, trebuie investit. Acum dorim să investim într-o linie de cercare a tine, ca să putem să facem față portării, ambalării. Una dintre cele mai bune piețe. Este foarte adevărat, domnul ministru, dar este pretențios. Da, este foarte pretențios. Trebuie să fii foarte atent, pentru că consumatorii sunt foarte sensibili. Nu dai fructele în stare proaspătă, bine maturate, pierzi foarte ușor piața. Și ambalarea o faceți facem tot aici? Deci le dați toată ambalată, da, nu vreau. Da, 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 da. Facem portare, facem ambalare. Ne spuneați că sunt probleme cu personalul până la urmă, găsiți greu forță de muncă. Ce ați spune premierului acum din acest punct de vedere? Ce ar trebui schimbat în legislație? Deci am făcut propuneri ieri, trebuie simplificată legislația pentru că ea este dificilă, este greoaie. Evidența personalului sezonier presupune foarte multe ore pierdute ca să înregistrăm în registrele acelea speciale care au fost scoase datorită legii jubilierului. În afară de asta mai sunt probleme legate de un articol din legea 52 care ne obligă, dacă ai venit cu muncitorii la cules, culeg 4 ore, a venit o bură de ploaie sau nu poți să culegi mai mult, la fine nu se culege toate ziua, deci dimineața, de regulă, suntem obligați să-i plătim 8 ore, ceea ce este, din punctul meu de vedere, o eroare. Avem mâine o întâlnire, tocmai pentru a identifica probleme ale fermierilor și participă și domnul ministru Daia. Strici toate cadrele acum. Tocmai de aceea. Da, tocmai de aceea. Exact. Aia a fost, ăla a fost scoată o discuție de asta. Cota de muncă sezonieră s-a redus extraordinar de mult, foarte mult. Înainte ne băteau în poartă să venim la muncă, acum ne ducem, ne ducem.